ce ține de pistele pentru bicicliști, este parte componentă planului de mobilitate pe care o gândim la nivel de municipiul Chișinău. Sunt lucruri foarte importante pentru noi, atât pentru pietoni, pentru cei care conduc automobilul, pentru cei care au alternativă sau vor alternativă transportului obișnuit, cum sunt automobilele sau transportul public, bicicletă, trotinetă. Toate acestea trebuie să fie parte componentă a planului mare de mobilitate a municipiului Chișinău. Acum suntem în proces de elaborare cu PNUD Moldova, Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului Green City Lab. Aceste proiecte de piste pentru bicicliști, vreau să vă spun că mai multe zone le vor apărea în acest an, în acele proiecte pe care le vom amenaja pentru municipalitate, ar fi Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bulevardul Moscului, unde va fi proiectată după finalizarea lucrărilor această pistă, chiar pe partea de trotuar, cu delimitarea respectivă. În ceea ce ține biciclete, eu pot să vă spun că personal și am să invit și viceprimarii și membrii executivului, în special cabinetul, să vină cu o periodicitate anumită cu bicicleta la serviciu. Cred că o face în cel mai scurt timp, am făcut-o anterior, am zis, avem două probleme mari. Prima ține de infrastructură, a doua de cultura oamenilor care șofează. Pentru că și pentru bicicliști este foarte complicat să se deplaseze, nu doar din punct de vedere a infrastructurii, care este lipsă, dar și din punct de vedere a oamenilor care nu îi respectă în sistemul de circulație, spre mare regret. O să facem neapărat, eu sper că o să dea curs viceprimari, o să dea curs membrii executivului. Trebuie să amenajăm și parcări pentru bicicliști, o să începem cu primăria municipiului Chișinău și o să extindem acest concept în continuare. Deci cum mai era o necesitate ca să fluidizeze traficul ăsta? Inclusiv procedura de fluidizare a traficului trebuie să fie realizată în contextul reparațiilor străzilor noi sau în general la planul de mobilitate despre care vorbeam.